Omicron, varianta supermutantă a coronavirusului, mult mai infecțioasă decât orice altă variantă de până acum, a SARS-CoV-2, a provocat îngrijorare în toată lumea și a determinat unele guverne să ia măsuri restrictive dure pentru a preîntâmpina răspândirea. Având în vedere capacitatea de transmitere extrem de ridicată, este de așteptat ca Omicron să devină varianta dominantă la nivel global, înlocuind Delta în perioada următoare. Aceasta s-a întâmplat deja în Irlanda și se estimează ca și în Anglia. În Spania, guvernul se așteaptă ca Omicron să devină dominantă în curând, notează portalul Digi24.ro. Irlanda este una dintre țările în care mai mult de jumătate dintre cazurile noi confirmate, 51,6%, sunt cazuri de infectare cu varianta Omicron. Guvernul de la Dublin a reintrodus restricții la începutul lunii decembrie, când au fost închise cluburile de noapte și au fost stabilite limite pentru numărul persoanelor care se pot reuni la întâlniri private, membrii cel mult 4 ca mine având dreptul să se întâlnească împreună. Varianta Omicron a devenit de asemenea dominantă în Anglia și Scoția. Autoritățile sanitare din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord au anunțat duminică încă 12.133 de cazuri de COVID cu varianta Omicron confirmate în ultimele 24 de ore, al căror total ajunge astfel în această țară la peste 37.000. Numărul pacienților internați și confirmați cu varianta Omicron în urma secvențierii era în Regatul Unit de 85, acest număr reprezentând, conform SAGE, doar aproximativ o zecime din cel real. Până vineri au decedat 12 pacienți infectați cu această variantă. Olanda este țara care a implementat cel mai dur răspuns la răspândirea variantei Omicron. Guvernul neerlandez a anunțat că țara va intra într-un lockdown strict până la jumătatea lunii ianuarie. Conform premierului Mark Rutte, restricțiile care erau inevitabile includ închiderea completă a tuturor magazinelor neesențiale, a școlilor, barurilor, restaurantelor, dar și altor astfel de spații publice. Premierul Spaniei a vorbit duminică despre posibilitatea unui al șaselea val pandemic în țară, tot din cauza transmiterii intense a mutației Omicron. Experții sanitari au anunțat că varianta Omicron va deveni curând dominantă în Spania, țară cu aproximativ 90% din populația de peste 12 ani vaccinată împotriva coronavirusului, ceea ce nu împiedică însă răspândirea acestei variante, care, conform datelor preliminare, are o rezistență sporită la vaccinurile existente, crește riscul de reinfectare la persoanele trecute prin boală după infectare cu alte variante și se transmite mult mai ușor decât Delta, variantă dominantă până în prezent.